Jurnalele RTT. Știri la fix. Și brașovenii au pus umărul la demisia guvernului Ponta. Peste 1000 de persoane au cerut marți seara în centrul Brașovului demisia ministrului de interne Gabriel Oprea și a primarului sectorului 4 al capitalei Cristian Popescu Piedone. Ei sunt, în opinia celor care au ieșit în stradă în mai multe orașe ale țării, principalii vinovați de moartea tinerilor care au pierit vineri seara în incendiul din clubul colectiv din București. Demisia! 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 Piedone, nu uita! Te așteaptă DNA! Piedone, nu uita! Te așteaptă DNA! Protestatarii, cei mai mulți tineri, s-au întâlnit în jurul orei 18, după care s-au organizat pe rețelele de socializare în fața prefecturii. Au aprins lumânări în memoria celor decedați în București și au ținut un moment de reculegere. După câteva minute, au plecat în marș pe strada Republicii, unde au scandat lozinci împotriva guvernului. Pe Republicii, protestatarii au cântat din nou imnul național. Tinerii spun că evenimentele tragice recente, precum moartea polițistului Gigina, care îi asigura escorta ministrului de interne Oprea, și evenimentele de la clubul colectiv, nu trebuie să mai aibă loc. Pentru a deschide ochii românilor și nu cred că a fost nevoie de asemenea tragedie pentru a vedea cum stă lucrurile în țară. Vrem să le arătăm familiilor îndurerate că suntem alături de ele sufletește și să le urăm condoleanțe. Dacă viața este de neprețuit, atunci măcar pentru moartea lor trebuie să plătească cineva și să nu se mai întâmple asta niciodată. Puteam să fim noi, erau tineri ca noi acolo și este de neacceptat ce s-a întâmplat. Că ei au senzația cumva că sunt, că primesc de la divinitate scaunele, fotolile alea și cumva sunt îndreptățiți din mod divin să rămână acolo. Oprea l-am văzut la incidentul de la colectiv, venind și ridicând tonul și spune, bă, cum e cu codul ăla roșu. Păi tu-ți permiți să mai vorbești, să ieși în fața oamenilor, a românilor, să mai spui tu cuiva, spune, bă, vezi-ți, bă, de treabă, îți transmit eu ceva, bă. Dă-ți, bă, demisia. Deja este prea mult, vrem să tragem un semnal autorităților să ne ajute prin demisii, să ne ajute printr-un sistem european, așa cum pretindem să fim. Și vrem, în primul rând, să trăim într-o societate normală. Ajunși în piața Sfatului, brașovenii au ținut un moment de reculegere lângă fântâna arteziană, transformată de câteva zile într-un altar pentru victimele din clubul bucureștean colectiv. Tinerii s-au rugat apoi pentru cei decedați, dar și pentru cei aflați încă pe paturile de spital. Marșul protestatarilor s-a încheiat după câteva ore, timp în care participanții au mărșăluit pe mai multe străzi din centrul Brașovului. Mare om de stat, mare caracter. Așa îl văd partenerii de coaliție pe premierul Victor Ponta după ce și-a anunțat demisia. Reprezentanții UNPR, al căror lider nu s-a dat plecat din fotoliul de la interne nici după moartea polițistului Gigina, nici după tragedia din clubul colectiv, cred că demisia îl face pe Ponta un mare om de stat. PSD-iștii, la rândul lor, văd un gest de onoare în demisia premierului Ponta, huiduit de 10.000 de români în stradă. Brașovenii au înțeles, în schimb, că nici propriul partid nu l-a mai vrut pe Ponta după ce strada i-a cerut să plece. Dacă alții nu au înțeles că trebuie să-și dea demisia, Victor Ponta a făcut acest gest de onoare pentru că, sigur, era nevoie să se întâmple așa ceva, iar oamenii cereau demisii. Ce s-a întâmplat astăzi a demonstrat că Victor Ponta intră în rândul marilor oameni de stat cu maturitate politică, el face parte din noua generație, el face parte din noul van de politicieni și astăzi a demonstrat într-adevăr că are o maturitate extraordinară, maturitate care de altfel e bine să o avem cu toți. Onoarea pe care o văd partenerii din Alianță este mai degrabă dezonoare, spun brașovenii. Un guvern care nu mai este de mult dorit de români a plecat în sfârșit acasă. Oamenii cred că Ponta a fost forțat de propriul partid, a cărui conducere a pierdut în urmă cu mai multă vreme. Am văzut pe Facebook noile știri. Și da, sunt bucuros oricum, nu cred că a făcut mare lucru. Credeți că a fost o demisie de onoare așa cum a lăsat el să se înțeleagă sau a fost mai degrabă forțat de ce s-a întâmplat? Nimic nu-i de onoare în țara asta, mai ales în politică. Deci a fost forțat? Vă dați seama, cam orice context. A fost forțat și de oameni din stradă sau credeți că s-au făcut presiuni și la nivel de partid? Nu cred că le păsa așa de mult de noi cât de partid, vă dați seama, că nu e prima oară când se mai întâmplă lucruri de gen și nu s-au luat măsuri sau s-au făcut lucruri importante. Poate vrea Dumnezeu să avem parte de o schimbare și pe toate planurile și dacă se va întâmpla o schimbare, tinerii pot să o facă. Cred că mai mult forțată.
Pentru că poporul am văzut că nu prea l-acceptă. Mulți brașoveni și-au pierdut însă încrederea că se va putea schimba totuși ceva și după demisiile anunțate miercuri. Mare schimbare nu. Nu, păi trebuie să se schimbe cu totul ca să se schimbe. Și mare schimbare nu. Adică așa văd eu. Cel mai probabil și... Guvern de tehnocrați. 10 persoane, dacă le schimb, nu 10, 20 nu schimb. Trebuie schimbat totul și e greu. Cum e, cum nu e, eu zic că nu e bine înainte de a aproba bugetul și de toate treburile acestea. Asta e părerea mea. Credeți că se va schimba într-adevăr ceva și după această demisie? Mă îndoiesc. După demisia lui Victor Ponta din funcția de premier, trebuie parcurși mai mulți pași până la constituirea unui nou guvern, a cărei componență va depinde de negocierile care se vor purta în aceste zile. Brașovul are 3 răniți în incendiul de la Clubul Colectiv din capitală. Alexia Sandi lucrează ca barmaniță în club și seara de 30 octombrie a prins-o la serviciu. Fosta meșotistă Andrada Mihăilescu și iubitul ei Liviu Zaharescu, ambii pasionați de fotografie, se aflau împreună la concertul trupei Goodbye to Gravity. Dacă Alexia, a cărei stare s-a îmbunătățit, se mai află în spital doar pentru proceduri specifice, Liviu, internat pe secția de terapie intensivă la Spitalul de Arș din București, este în stare gravă. Liviu a trecut însă cu bine de primele 48 de ore și a suportat deja prima operație de grefare de piele. Pe pagina de socializare, mama lui Liviu se roagă ca fiul ei să nu facă nicio infecție sau complicație pulmonară și le mulțumește tuturor celor care îl susțin să se vindece cât mai repede. Cartierele florilor și scriitorilor continuă să nu aibă apă caldă și căldură de la Tetcron. Din cauza unei conducte magistrale sparte pe strada Brândușelor, locatarii a 1700 de apartamente fac în continuare frigul în locuințe. Aceeași soartă au ocupanții altor 17 apartamente din zona străzii Aluminiului. Reparațiile ar putea să mai dureze 2 zile după ce au apărut și alte complicații în zona de intervenție. Furnizarea de apă caldă și căldură a fost reluată la sfârșitul săptămânii trecute în municipiu pentru cele aproximativ 8.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare. Brașovenii din cartierele scriitorilor și florilor nu se pot bucura însă de soluționarea blocajului de la Tetcron în ceasul al 13-lea. Când s-a început încărcarea rețelelor de agent primar, rețelelor primare, am constatat că nu putem umple rețeaua de pe strada Brândușelor, care alimentează consumatorii din cartierele scriitorilor și florilor, consumatori de servici de 5 puncte termice. 1700 de apartamente sunt afectate de defecțiune apărută la rețeaua de pe strada Brândușelor, unde s-a constatat că nu se întoarce apă pe retur. Luni seară s-a descoperit zona avariei, dar nu s-a intervenit din cauza întunericului. Marți au început săpăturile, dar au apărut complicații. S-a găsit scurgere de apă din țeava spartă, dar țeava spartă nu era în acel loc. Ca urmare, ne-am mutat cu 10 metri în stradă și se lucrează de ieri la săpături pentru a decoperta acea zonă unde este spărtura pe țeavă, astfel încât să o putem remedia. Marți seara, în jurul orei 20, la locul intervenției s-a rupt și o țeavă de gaz care era situată peste canalul termic Tetcron. Betonul turnat deasupra are o grosime de 25 de centimetri, se lucrează cu piconul și se avansează cu dificultate. Brașovenii afectați sunt revoltați că au stat peste 3 luni fără apă caldă și căldură, iar acum, când noaptea temperaturile coboară constant sub 0 grade, nu pot beneficia de agent termic. Stăm pe Florilor, pe Lămâiței 58, deci mulți oameni sunt așa. Deci fiică mi-am sunat noapte la ora 3 să vin acasă, că lua foc în casă radiatorul. Trebuia să las totul să vin acasă. Deci nu mai facem față cu frigul. Dimineața nu poți să te speli, te îmbraci și te pui așa în pat. Deci nici apă caldă. Nici apă caldă din 15 august nu avem apă caldă. Dar ce e mai periculos acum, căldura. Sunt mulți bătrâni, sunt mulți copii, sunt familii. A dat apă caldă 3 zile, ne-am bucurat noi, de pe urmă s-a oprit. Probabil că defect, iar căldura n-a dat deloc. Adică n-a început să dea. Cum suportați fără apă caldă? Bine, eu sunt singur. Mă mai duc încolo, viu, mă bag sub țoale și... Aia, dar e frig, ăsta e adevărul că e frig. De acolo am chiriaș, copil de 2 luni și vă dați seama că se descurcă foarte greu, numai la un calorifer electric. Sunt foarte supărat, vă dați seama că chiar m-au amenințat chiriașul că în condițiile astea cu copil mic nu mai pot să stea.
O altă avarie a avut loc pe strada Panselelor, imediat după reluarea serviciilor Tedcron, dar defecțiunea a fost remediată foarte repede. Alte deficiențe au fost cauzate de abonații ai Tedcron, care s-au debranșat singuri de la serviciile furnizorului și nu au blindat bine conductele, astfel că și-au inundat vecinii. Tot miercuri, pe strada Aluminiului a avut loc o intervenție la un punct termic care deservește 17 apartamente care nu beneficiază nici ele de agent termic. Și pe strada Dacia, la numărul 84, deși există circulație de agent termic, au loc pierderi de apă caldă și se efectuează lucrări de reparații. Firmele care dețin câini în curțile societăților pot beneficia gratuit de sterilizarea și castrarea patrupedelor. Autoritățile locale, în parteneriat cu Asociația Milioane de Prieteni, asigură aceste servicii în dorința de a preveni în acest fel înmulțirea necontrolată a animalelor care ies apoi pe stradă și creează probleme brașovenilor. O sursă extrem de fertilă de câini fără stăpân care ajung pe străzi este incinta societăților comerciale, unde animalele sunt hrănite cu dedicație de către angajați. Asociația Milioane de Prieteni și Serviciul de Gestionare a Animalelor au lansat o campanie de sterilizare gratuită a acestor câini. Autoritățile speră în același timp la o atitudine mai receptivă din partea administratorilor de societăți brașovene. Echipajul SPGA-ului împreună cu cel al asociației să mergem să vedem câți câini sunt, pe care vor să-i păstreze și care, pe care să-i castrăm, să-i vaccinăm, să le facem carnete de sănătate, să-i înregistrăm, adică să fie câini în regulă. Câinii din incinta societăților comerciale nu-și petrec aici tot timpul și ies noaptea pe străzi, fenomen sesizat zilnic primăriei de locatari din diverse cartiere. Lumea ne sună pe noi că au apărut câini, dar în general apar numai noaptea, pentru că ziua sunt în incinta societăților comerciale, sunt hrăniți acolo, stau acolo, iar noaptea ies pe domeniul public după mâncare. Și atunci cel mai bine ar fi să îi sterilizăm, să lăsăm tot acolo, că atunci nu se mai mulțesc. În momentul când se mulțesc în spațiul, la spațiile comerciale, pe domeniul spațiilor comerciale, ei se mulțesc și ies pe stradă, că sunt prea mulți. Și atunci își caută și alte teritorii. Și atunci ideal ar fi să îi sterilizăm, să îi ducem înapoi la acele societăți comerciale și atunci sperăm să nu mai avem probleme pe domeniul public. Și pisicile ar trebui castrate pentru că se înmulțesc necontrolat și creează probleme, mai ales în jurul blocurilor. Pisicile ne vin din urmă, sunt mai greu de prins, dar devin din ce în ce mai mult și ele o problemă în Brașov. Noi la asociație castrăm și pisicile ca să nu se mai mulțească. Pisicile sunt bune, dar nu în supranumăr. Deci să nu așteptăm să ajungem și cu pisicile în situația în care suntem cu câinii. Firmele care doresc să rezolve problema câinilor din incinta sediilor nu trebuie decât să facă apel la Asociația Milioane de Prieteni sau la Serviciul Public de Gestionare a Animalelor din cadrul primăriei. Patru sute de brașoveni cer online desființarea celor două semne ce dează trecerea, prin care poliția sfidează traficul pe strada Nicolae Titulescu. Oamenii legii, cu complicitatea Comisiei de Circulație, și-au asigurat prioritate de trecere din fundătura dimineții, unde își are sediul Poliția Municipală. Agenții de la rutieră au fost săptămâna trecută în stradă pentru a le atrage șoferilor atenția asupra semnelor, a căror utilitate pentru trafic nu o înțelege nimeni. Șoferii brașoveni consideră un abuz montarea celor două indicatoare și și-au exprimat deja online indignarea față de aroganța rutieră a poliției. Indicatoarele încalcă logica rutieră pentru că mașinile de poliție aflate în misiune și semnalizate corespunzător aveau oricum prioritate. De acele semne beneficiază însă și mașinile care nu se deplasează la urgențe, ceea ce este o sfidare rutieră la adresa celorlalți participanți la trafic. Brașoveanul Marius Boroianu este inițiatorul petiției cu numele Cerem desfințarea semnului ce dează trecerea de pe Titulescu, făcută publică vineri și semnată deja de peste 400 de persoane. Unul dintre semnatarii cererii este chiar Marian Godină, polițistul care a avut deja probleme cu conducerea Inspectoratului Județean de Poliție din pricina activității sale pe Facebook. După ce brașovenii vor semna, petiția va fi înaintată organelor abilitate, în speranța că acestea vor binevoi să corecteze abuzul. Până atunci, oamenii legii care vor să fie mai egali decât alții în trafic sunt invitați de brașoveni să nu confunde strada cu o alee din curtea poliției. Nu mi se pare normal. Absolut, am rămas chiar impresionat. Ce-i cu treaba asta? Ei fac regulile așa după cum le convine lor? Nu e în regulă. Orașul trebuie să fie fluent și nu ei sunt prioritari. Noi suntem prioritari. Noi îi plătim pe ei. Ei nu înțeleg încă chestia asta, dar nu știu când o să înțeleg.
AJFM Brașov a refuzat să încaseze dintr-o semnătură peste 43 de milioane de lei. Conducerea agenției a semnat împotriva planului de reorganizare a societății pro-roman, ceea ce înseamnă că nu va mai recupera imensa sumă de la societate. Asociația Pro-Brașov a sesizat Ministerul Muncii după ce AJFM Brașov a votat negativ planul de reorganizare al societății pro-roman S.A. pentru intrarea în insolvență. Respingerea planului de insolvență înseamnă intrarea în faliment a societății, situație în care agenția și-ar putea lua adio de la cei aproape 43,5 milioane de lei pe care ar trebui să-i încaseze de la pro-roman. Banii reprezintă plăți compensatorii acordate angajaților disponibilizați. Semnele de întrebare asupra acțiunilor agenției nu se opresc însă aici. Hotărârea de guvern spune că plățile compensatorii se recuperează pe măsură ce sumele necesare sunt completate într-un fond creat în acest sens. Disponibilizările au avut loc însă cu mai bine de 10 ani în urmă, când acționar principal la Roman S.A. era Ioan Neculae. Agenția nu a avut însă nicio pretenție. După ce Ioan Olaru a câștigat procesul cu Ioan Neculae și a devenit acționar principal, prin intermediul pro-roman, AJFM a decis că datoria trebuie recuperată și s-a înscris de această dată la masa credală. Olaru spune că a propus să vândă active, din care 8% să meargă spre acest fond, însă AJFM nu ar fi fost de acord. Le-am propus, da, să vindem două active înainte de a mi se ridica dreptul de administrare. Am făcut acte la AJFM când era domnul Ambruș. Domnule, hai să scoatem la licitație un imobil, două, așa, vă luați banii și ne lăsați liberi să facem parc industrial. N-au vrut. Nu, că să ne... Deci acum 3 ani, când ne-a făcut acțiune de insolvență. AJFM, prin semnătura lui domnul Ambruș, ne-a băgat să ne bage în insolvență. Directorul adjunct al AJFM Brașov, Romer Ambruș, spune că, deși salariile compensatorii au fost acordate în 2004, iar Roman a început să facă profit imediat, agenția a reușit abia în 2010 să intre pe platforma industrială. De atunci, Ambruș spune că AJFM a recuperat 60.000 de lei. Suma este infimă față de creanța totală și față de suma care ar fi trebuit vărsată în contul AJFM. Nu aș dori să comentez afirmațiile domnului Olaru și nici afirmațiile altora, până când noi considerăm că am procedat în conformitate cu prevederile legale, orice fel de acuzație deocamdată nu o vom comenta. Directorul adjunct al AJFM Brașov mai spune că instituția nu a renunțat la creanță, însă respingerea planului de insolvență ar duce la falimentul pro-roman și implicit la pierderea banilor. În plus, funcționarea parcului industrial de la Roman ar aduce bani la buget și ar păstra sau crea locuri de muncă, pe când intrarea în faliment ar aduce alte cheltuieli pentru AJFM. Poliția locală și ISU își vor corela bazele de date. În acest fel, cele două instituții își vor coordona mai bine acțiunile pentru a ști, de exemplu, care cluburi din oraș au sau nu autorizații de funcționare. Informația ar putea fi de folos și oricărui consumator care ar vrea să evite cluburile neautorizate. Din păcate, nu poate deocamdată să afle acest lucru pentru că autoritățile se codesc să comunice numele unităților pe care le-au găsit în neregulă. Poliția locală și ISU anunță că 92 de agenți economici vor intra în verificări pentru autorizația de funcționare în următoarea lună. Conducerea poliției locale anunță că agenții vor verifica zilnic deținerea autorizației de funcționare. Singurul club al cărui nume a fost pomenit întreagăt că n-ar mai avea autorizație din vara este chiar în Buricul Târgului. Pe parcursul acestui an au fost amendate 41 de unități cu profil de alimentație publică, iar un cuantum al amenzilor este de peste 40.000 de lei. Din ce cauză? Din cauza lipsei avizului autorizației de funcționare ca și societate comercială pentru alimentație publică în municipiul Brașov. În perioada următoare, bazele de date deținute de către Poliția Locală și ISU vor fi suprapuse astfel încât să se vadă clar care dintre unități sunt în regulă și care nu. În municipiul Brașov sunt 134 de unități de alimentație publică, acestea funcționează cu autorizație de funcționare. Alte 44 fie nu mai funcționează, fie funcționează cu autorizația expirată. Vernisaj și lansare de carte la Galeria Cronart. Spațiul găzduiește expoziția de pictură Între gest și mister, alături de care s-a lansat și volumul de versuri din Școala Vieții de Ioan Damșescu. Brașoveanul Dumitru Clinciu este un creator cu un stil bine definit. Imaginile universului său sunt desprinse parcă dintr-un vis, iar personajele sale, unele aproape transparente, proiectează privitorul între veghe și somn. Pictura lui Dumitru Clinciu este o pictură, dacă vreți, onirică, este o pictură magică, transcendentă, are în ea o liniște, o frumusețe și așa cum am scris pe acest pliant, este, dacă vreți, șocantă prin frumusețe.
Andreea Piti se află la debutul ei expozițional. Absolventa liceului de artă, tânără abordează în lucrările sale imaginea simbolică a morții, craniul uman pe care o interpretează cu curaj și sinceritate. Care în ea această forță, care mie mi se pare extraordinar de importantă, de a ieși din niște canoane. Sunt convins că Timar a avut un rol important pentru că te-a aruncat în zona asta a subiectului acesta morbid, dar nu trebuie, se poate scrie și se poate picta orice. Tot secretul este ca să nu mi-aduci mie sau să nu mă murdărești, chiar dacă tu intri într-o zonă de lături, într-o zonă de mizerie, într-o zonă de murdărie, de teroare, nu trebuie, trebuie să te să distilezi lucrurile acestea și să le transformi în artă. Odată cu vernisajul expoziției a avut loc și lansarea volumului Din școala vieții, reeditat luna trecută la Iași. Sunt poezii scrise între anii 1943 și 1944. Vedem chiar numele, Din școala vieții, caiet cu versuri, scris de Damșescu Ioan, elev în clasa 39, deci avea el 39 de ani la momentul respectiv. Într-una dintre poezii este vorba despre străbunica mea, dedicată mamei poetului, în alta se referă poetul la tatăl meu și la mătușa mea, motiv pentru care am decis, cum ziceam, o reeditare. Evenimentul a inclus și lansarea traducerii în limba spaniolă a volumului lui Gabriel Stan În labirintul celor 12 simțuri. Antrenorul Adrian Sabo crede că dacă până acum FC Brașov își mai permitea să aștepte victoriile și apropierea de primele locuri, de acum echipa brașoveană este presată de timp. Galbenegri au fost egalați la ultima fază la Satu Mare și au pierdut două puncte importante, cu care ar fi rămas în plasa primelor clasate. Așa, stegarii sunt pe ultimul loc de play-off, la 3 puncte de echipa din fața lor Gazmetan Mediaș și nu își permit să iasă din primele 6. Pentru aceasta, victoria cu CSM Râmnicu Vâlcea este obligatorie, însă echipa pregătită de Alex Pelici este într-o formă foarte bună și a ajuns în fruntea clasamentului după 9 meciuri fără înfrângere. Dacă până acum mai spuneam că timpul începe să ne preseze, deja acum nici acest lucru nu mai putem să spunem, timpul ne-a presat. Nu avem voie să ieșim de pe teren decât cu cele 3 puncte. Sabo spune că este prieten bun cu Alex Pelici, însă la ora meciului nu își va dori decât victoria. Tehnicianul Brașovului recunoaște că vâlcenii nu au ajuns întâmplător pe locul secund la egalitate de puncte cu liderul, ci datorită unui joc foarte bun. Sabo crede că punctele puse în joc joi seară de la ora 18 pe stadionul Tineretului sunt mult mai importante pentru FC Brașov și jucătorii sunt obligați să facă tot ce ține de ei și să le obțină. În această noapte cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -8 și -4 grade. Izolat, dimineața în zonele joase vor fi condiții de ceață.